vedeți destul de ok, sunt în mașină, iar povestea clipului de azi începe joi seara. Seara e 5:15. Iar acum eu plec în oraș ca să le iau copiilor cadouri de Moș Nicolae, pentru că seara asta vine moșul, nu? Așa. Cel mare a fost cu soțul meu la not, pentru că merge o dată pe săptămână la lecții de not. Tocmai au venit acasă și au rămas acolo toți trei, iar eu, după cum vedeți, sunt în mașină și mă pregătesc să plec. Am ceva pe aici? Nu. Na, ok. Așa. Și în principiu am să le iau dulciuri, fructe, pentru că așa era tradiția și când eram eu mică. În general, Moș Nicolae aducea dulciuri și fructe, iar Moș Crăciun, pe lângă dulciuri și fructe, aducea și jucării. Dar cred că am să le iau totuși ceva, o jucărie micuță. Văd eu ce găsesc acolo și voi ajunge și în magazinul Rema, unde este o tradiție de câțiva ani, unde părinții merg și atârnă sosete de genul ăsta în magazin. Am să vă filmez de acolo ca să vedeți cum arată. Și cei de acolo din magazin, începând de vinerea asta, adică de mâine, pun următoarele 3 vineri la rând cadouri pentru copii, în principiu dulciuri sunt acolo și cu siguranță dacă ajungem acolo mâine seară cu copiii să vedem ce ne-a pus moșul în sosete, am să vă arăt și vouă, dacă nu mâine seară, cel mai probabil în weekend, sâmbătă sau duminică. Asta e susețica lui David. Și asta e sosețica lui Rareș. Așa. Așa că eu acum plec și o să vă las în continuare câteva imagini din magazin să vedeți cum arată acolo toate sosițelele prinse frumos. Hei, bună dimineața! Bună dimineața pe 6 decembrie! Eu mi-am pregătit să mănânc micul dejun și am zis că ar fi o idee bună să vă arăt ce mănânc eu azi. 2 ouă făcute ochi în tigaie cu un pic de unt. Aici am tăiat o bucată dintr-o baghetă de pâine integrală cu semințe pe care am pus
brânză Philadelphia Light și câte două feliuțe de flori de Havarti. E tot o brânză ca un fel de cașcaval, ca să-i spun așa. Nu știu dacă se găsește și în România ceva asemănător ca și produs. Așa, mai am aici stativul pentru că urmează să mai filmez un pic după ce mănânc. Și, bineînțeles, agenda lângă mine, îmi pregătesc ziua de azi și mi-a mai trecut aseară în agenda câteva lucruri despre care vreau să vă vorbesc azi, așa că eu mănânc și după asta la cafeluță stăm de vorbă. Bună dimineața din nou, am terminat micul dejun, iar acum îmi savurez cafeluța și așa cum am promis, revin. Am hârțit toată masa. Revin ca să vă mai povestesc un alt. Am aici lângă mine, bineînțeles, lunarea de advent, care nu am reușit să o ardem până aici la numărul 5, azi fiind data de 6, pentru că de fiecare dată când o aprindem, le aprindem, că le am pe amândouă aici pe masă, băițel cel mic se distrează stingându-le, așa că nu prea am avut când să le aprind în cursul zilei, pentru că nici nu prea am fost acasă zilele astea. În cursul zilei. Așa. Pentru mine planul de azi este, după ce vorbesc aici cu voi și îmi termin de băut cafeluța, trebuie să plec la serviciu. La față tot așa, parcă așa cum aș fi sensibilă. Nu mi-am aplicat niciun fel de fond de ten unde astea. Am puțin anticearcă în mascara, un pic de mascara și pentru sprâncene și cam atât. Pe buze încă nu am nimic, pentru că dacă am mâncat nu avea rost să mă dau cu ceva. Am dus copiii la grădiniță și mi-am notat ceva lucruri aseară, pentru că aseară înainte de somn mi-am propus așa să am o perioadă, ceva, 20 de minute, în care să mai citesc din comentariile de la voi și să vă și răspund, pentru că de citit oricum le-am citit înainte și voi vă dați seama, adică ca să vă dați seama că eu tot timpul vă citesc comentariile, tot timpul vă las acolo câte o inimioară, adică știți că eu v-am citit comentariul și nu a rămas nebăgat în seamă, dar nu am tot timp ca să vă și răspund. Câteodată răspunsurile ar fi cam lungi și la fel nu-mi permite timpul, dar am zis că de acum înainte să încerc așa să-mi propun să-mi stabilesc o anumită perioadă de timp ca să vă mai pot răspunde. Și trecând aseară prin comentarii, am zis să vă vorbesc despre câteva chestii. O abonată de-a mea m-a întrebat de ceaiurile pe care le beau, cele de la Puca, dacă e ceva o cutie de tip advent. Nu, nu este cutie de tip advent, sau pot să o numesc cutia de advent, dar făcută de mine. Cei de la Puca, într-adevăr, aveau un calendar de advent anul acesta cu 24 de ceaiuri și costa, pentru că, vezi, dragă doamne, erau puse frumos într-o cutiuță din care le deschideai și nu vedeai decât atât în momentul în care deschideai căsuța respectivă ce ceai este în interior, costa 100 de coroane. Pe când ceaiurile pe care le-am cumpărat eu le-am găsit în magazinul Matas, 30, nu, 20, cum am luat? 20 de bucăți cu 30 ceva de coroane, ceva de genul ăsta, ceea ce mi se pare super avantajos, adică nici nu mai încape în discuție. Și am preferat așa să-mi aleg cearele de acolo și să le pun eu acasă într-o cutiuță pe care o aveam tot de la cearele Puca. Și da, apropo de ceaiuri, pentru că ieri am postat clipul cu cartea, care n-am. Când postez cu cărți, nu prea ai vizionări, vizualizări și așa mai departe, pentru că n-am. Din păcate. Asta este. Și nu o pățesc doar eu asta, nu știam treaba asta de la alte youtuberițe care sunt mult mai mari, gen, de exemplu, Andreea Balaban. Tot timpul când filmează și postează ceva de tip educativ, din păcate, lumea nu prea apreciază treaba asta, dar trecem mai departe, nu e asta neapărat o problemă. Da, și uite, așa am făcut eu cu ceaiurile de la Puca. Bun. Ce să vă mai spun? Dacă intrați pe canalul meu de YouTube, dați acolo pe poza aia rotundă unde scrie Alexandra
Andrei și intrați pe secțiunea playlist-uri. O să găsiți acolo un playlist cu muzică de Crăciun și nu mă refer la colinde, aici mă refer la hituri internaționale de Crăciun. Sunt foarte faine. Eu cred că am să apelez, fapt, cred, cu siguranță, pentru că asta a fost, de fapt, și ideea când am creat acel playlist, să punem acea muzică în casă în zilele de Crăciun, pe lângă colinde, nu e nicio problemă, o să punem și colinde, dar prefer totuși, na, colindele le punem când stăm așa gen liniștiți și ascultăm un colind așa mai departe sau când luăm masa de Crăciun, dar în restul timpului, de exemplu, când o să împodobim bradul, când o să decorez casa, îmi plac melodiile astea care sunt așa mai vesele, pentru că la urmă urmei este un motiv de sărbătoare. Și așa mai departe. Îmi plac și colindele, îmi plac nespus de mult colindele, doar că sunt așa mai... Știți, înțelegeți ce vreau să zic. Așa, dar urmează să fac un playlist și cu colinde românești, așa că le găsiți acolo, așa ca fapt divers, dacă vreți să ascultați ceva muzică, ok. Cel puțin mie mi se pare că e ok. Ce mi-am mai notat eu aici? Despre acel ou de spălat rufele. Cred că cel mai sigur voi face în viitorul apropiat un clip special dedicat acelui produs ca să vă pot aduce mai multe informații. Eventual voi căuta surse, site-uri pe internet de unde îl puteți cumpăra, indiferent de unde sunteți. Habar n-am stat să văd, să caut dacă îl pot găsi pe Amazon, de exemplu. Nu am căutat, așa, dar urmează. Vă promit că voi face un clip și despre acel ou de spălat rufele, pentru că este o variantă mai mult decât convenabilă, atât din punct de vedere al prețului, dar și faptul că este blând cu mediul, adică nu conține niciun fel de substanțe dăunătoare mediului, ceea ce mi se pare genial. Așa, despre zăpada din Brad. Da, zăpada din Brad. Bradul pe care l-ați văzut împodobit cu acea zăpadă în primul vlogmas, este de fapt spumă pentru stins incendiile. De asta era de fapt acolo mașina de pompieri și pompierul care s-a ocupat toată treaba. Practic, voi ați văzut doar unul dintre ei, erau trei pompieri, trei sau patru, ceva de genul ăsta. Și a fost foarte frumos. Asta e tradiția în fiecare an, cel puțin de când stăm noi în orașul ăsta. Ne-am mutat acum aproape 7 ani. Și da, se păstrează tradiția asta în fiecare an, pentru că nu este zăpadă în zona asta, Danemarca, cel puțin nu ninge foarte mult sau, mă rog, nu ninge la sfârșit de noiembrie, cu toate că au fost cazuri. Dar sub nicio formă nu a fost o ninsoare atât de bogată încât să arate bradul în felul acela și se menține destul de bine. Pentru 2 zile, să zic așa, aproape, spre aproape 2 zile se păstrează acea spumă, mă rog, gradind așa. Iar pentru copii ați văzut, este o nebunie totală, adică le place la maxim. Așa, despre siliconul din cosmetice să vă vorbesc acum, pentru că am menționat ceva în clipul ce cuprindea rutina mea de skincare de dimineață și Ioana de pe canalul Buget de Familie, pe care vă invit pe canalul Ioane. O să vedeți acolo multe lucruri interesante. Plus că Ioana participă la foarte multe concursuri. Ioana ți-a mai spus, ești o norocoasă. Nu, nu se poate spune altfel. Ioana participă la foarte multe concursuri și câștigă de cele mai multe ori și o să vedeți acolo că ea prezintă în clipurile ei și premiile pe care le câștigă. Așa. Și Ioana m-a rugat să îi povestesc un pic mai mult despre treaba asta cu siliconul în produsele cosmetice. Părerile sunt în general împărțite, adică sunt persoane care spun că e ok, sunt persoane care... Persoane, mă refer la medici, cosmetologi și așa mai departe. Persoane care se ocupă cu
studiul produselor cosmetice și de machiaj și cu crearea lor în același timp. Depinde totuși de tenul fiecăreia, bineînțeles, pentru că, normal, fiecare reacționăm în mod diferit la un produs. Nu înseamnă că dacă mi se potrivește mie, să vi se potrivească și vouă și nu înseamnă că dacă mie nu-mi priește, să nu vă priască nici vouă și așa mai departe. În general, nu este indicat să se folosească produse ce conțin silicon în cantități mari. De exemplu, cum ar fi un primer pentru estomparea porilor, un primer care face machiajul să reziste mult mai mult și care face tenul să arate mult mai bine. Bineînțeles, acest tip de produs este indicat să se folosească doar la ocazii speciale, când mergeți la o nuntă, la o petrecere, la un eveniment, pentru ca machiajul să vă arate impecabil de la început până la sfârșit și tenul, bineînțeles, să arate mult mai ok. Dar nu este de dorit ca acest tip de produs să fie folosit zi de zi, tocmai pentru că înfundă porii. Siliconul nu se absoarbe în piele, sub nicio formă, dar rămâne la suprafața pielii și încarcă tenul. Dacă ați simțit vreodată senzația aia ca după un machiaj greu, un machiaj profesional, de exemplu, v-ați simțit probabil fața încărcată. Deci vă spălați pe față și parcă tot simțiți că încă nu e bine, că nu e ok totul cu fața voastră. E cam de acolo s-ar trage buba, ca să spun așa. La fel și în creme, într-o cremă de zi, de exemplu, e ok, pentru că în momentul în care terminați cu toată rutina voastră de machiaj, dacă la sfârșit aplicați o cremă ce are o cantitate mică de silicon, dar o are, acel silicon din produsul respectiv acționează ca un scut împotriva factorilor externi. Și aici mă refer la poluare, praf, minuni de genul ăsta. În schimb, nu este o regulă general valabilă, pentru că, așa cum am spus și la început, depinde de tenul fiecăreia. Dacă, de exemplu, începeți să folosiți produse care au în compoziție silicon, iar tenul vostru nu se simte bine, pur și simplu renunțați la ele. Sau dacă deja aveți o rutină anume, cu anume produse și vi se pare că ceva scârție și nu merge ok, gândiți-vă că poate să fie siliconul din produse sau poate să fie alcoolul din produse, parfumul, pentru că sunt produse care conțin genul ăsta de produse. Na. În general, produsele care au o dată de valabilitate mare, cu siguranță conțin alcool și e vorba de alcoolul denaturat, cel care deshidratează și usucă pielea. În schimb, mai sunt câteva tipuri de alcool, de exemplu, cum este cetearil, alcoolul care este un alcool ce hidratează tenul, dar na, aici o poveste foarte lungă, nici eu nu pot să spun că sunt documentată 100% în privința asta și eu învăț, încă sunt în perioada în care mă documentez și învăț, dar sper că așa pe parcurs să vă mai împărtășesc și vouă câteva din cunoștințele pe care le-am acumulat. Într-un mod, nu știu, cât mai simplu și cât mai, așa, mai un rezumat care să vă facă să înțelegeți cât mai pe scurt despre ce este vorba și cât mai simplu. Și sper să reușesc treaba asta. Dacă mai aveți întrebări, puteți să mi le adresați, vă rog. Așa, și nu mai știu care mai fi... Da, dacă totuși doriți să vedeți un clip care vorbește despre silicon, alcool și parabenii din produse, vă invit pe canalul Anei Maria, Ana Maria Pesclevei. Ea a făcut ceva cursuri de cosmetică și de make-up și ea, mă rog, știe mult mai multe decât vă spun eu acum, dar a făcut chiar un clip special în care vorbește despre aceste ingrediente, ce sunt conținute în general de mai toate produsele cosmetice și de machiaj și explică un pic mai pe larg despre ce este vorba și dacă vă răspunde și la întrebarea dacă într-adevăr aceste ingrediente sunt sau nu indicate în produse. Așa că nu uitați, Ana Maria Pesclevei, am să vă las și eu link spre canalul ei aici în bara de descrieri. Și apropo de canale și
fete care fac YouTube, m-am gândit că ar fi o idee bună ca tot așa în viitorul apropiat, în zilele astea de Vlogmas, să fac un tip de genul. Am văzut la fetele care sunt de peste ocean, de exemplu, Small YouTubers Shout Out, adică prezintă în clipurile lor, dau exemple de fete care fac persoane, poate nu neapărat doar fete, dar având în vedere profilul canalului meu, e vorba mai mult de fete. De exemplu, să vă spun care ar fi din lista mea de abonamente, fetele care fac YouTube, care sunt încă mici, care au abonați puțin, poate mai puțin decât mine sau poate un pic peste, pentru că și nici eu nu sunt mare YouTuber, vă dați seama, abia am 600 de abonați. Dar vreau să aflați și voi la ce fete sunt eu abonată aici pe YouTube, care nu au mulți abonați, dar care merită să aibă mulți abonați, pe care merită să le vizionați, dați-le o șansă, pentru că, în general, să știți, cam așa se întâmplă cu YouTube-ul. Micilor YouTuberi nu li se dau credit, nu li se dau încredere. Și mă fac și eu, bineînțeles, vinovată de treaba asta, până nu m-am apucat și eu de YouTube ca să înțeleg cam cum vine treaba cu toată comunitatea asta. Habar nu aveam că totuși, chiar dacă e un YouTuber mic, merită să-l asculți, merită să-i dai un click pe clip. De exemplu, înainte, dacă eu vreau să caut un tip de machiaj sau scriam la căutare ceva, mă interesa un subiect anume și, sinceră să fiu, dădeam tot timpul click pe videourile care aveau extraordinar de multe vizionări, în speranța că acolo am să găsesc ceva de calitate și nu se întâmpla asta de fiecare dată, din păcate. Așa că, acum de când fac și eu YouTube, am întâlnit multe fete care se ocupă și ele cu treaba asta, care din păcate au puține abonați, dar din fericire au conținut de calitate și e păcat că acesta să nu fie vizionat de cât mai multă lume, așa că o să urmeze un Small YouTubers Shout Out. Să vedem cum reușesc să pun un titlu cât mai potrivit în limba română pentru treaba asta, dar am să mă descurc, nicio problemă. În clipul de acum 2 zile v-am arătat acei doi îngerași frumoși și v-am dat ca o provocare, să zic așa, să mă ajutați să le găsesc nume și am avut 2 abonate care mi-au răspuns. Din păcate nu le-am reținut numele și îmi cer scuze, dar telefonul e fix în fața mea și n-am cum să umblu în el acum ca să caut numele lor. Una dintre abonate mi-a sugerat să-i numim Hansel și Gretel. Iar cealaltă abonată mi-a sugerat să îi numim Mary și Chris, ceea ce mi se pare genial. Amândouă numele mi se par super potrivite și cred că am să le dăm câte 2 nume la fiecare, adică o să fie Mary Gretel și Chris Hansel. Așa că asta e nume frumoase amândoi și am 2 nume la rândul meu, mă numesc Gabriela Alexandra. Chiar dacă aici apar doar cu numele de Alexandra, mi s-a părut că sună și arată mai bine doar alăturarea asta de nume Alexandra Andrei. Așa. Și ultimul lucru despre care vreau să vă vorbesc, dar asta nu înseamnă că e mai puțin important. Am primit o provocare acum câteva zile de la o persoană, habar n-am sincer dacă e măcar abonat, cred că e băiat, bărbat. Habar n-am dacă e abonat sau nu canalului meu, dar m-a provocat să fac un clip în care fac o donație sau un act de caritate și la rândul meu să provoc și eu pe ceilalți YouTuberi să facă același lucru, așa că nu am stat degeaba în privința asta. Na, din punctul meu de vedere, treaba asta cu donațiile și cu actele de caritate nu trebuie strigate în gura mare, pentru că e un act pe care îl faci doar tu, pentru sufletul tău și pentru persoana pe care vrei să o ajuți. Mi se
pare un pic de prost gust când persoane anume se bat cu pumnul în piept că au donat, că au făcut, că au dres, că așa mai departe, nu mi se pare ok. Așa că vreau să fac treaba asta pe modul cât mai modest, adică da, am făcut și eu la rândul meu o donație, nu am să vorbesc despre sumă și așa mai departe, pentru că la fel chestia cu suma poate stârni controverse și așa mai departe, și pro și contra, și nu are rost. Dar cert este că am donat atât cât s-a putut pentru bugetul nostru ca familie și am să mai fac și eu încă o donație în zilele următoare. Din păcate, aici carte de caritate nu prea am cum să fac, pentru că nu e ca în România să găsești oameni necăjiți pe toate colțurile. Mă uit la ceas pentru că trebuie să plec acum la serviciu. Așa că cel mai sigur a fost chestia asta cu donația. Am să las pe Instagram o poză cu... Am făcut un screenshot ca să vedeți către cine am direcționat donația mea și voi mai face încă o donație în zilele următoare. Vreau eu, am găsit tot așa, pur și simplu random, mi-a apărut în fața ochilor când dădeam scroll pe Facebook. Aș vrea să fac o donație și pentru Casa Share. Bănuiesc că vă sună destul de cunoscut numele ăsta, iar donația pe care deja am făcut-o s-a făcut acum vreo 4 zile. Sincer, nu mi-aduc aminte chiar toate detaliile, ar fi trebuit să mă interesez, să intru un pic în telefon înainte de acest clip. Cert este că este pentru o asociație care se ocupă, se ocupă de persoanele cu dizabilități. Despre asta este vorba. Da, așa că și eu la rândul meu, dacă sunteți YouTuber sau nu, nu e neapărat o condiție și vedeți acest clip, vedeți această bucată din clipul meu, vă provoc și eu pe voi să faceți o donație sau un act de caritate. Dacă sunteți YouTuber, vă provoc să faceți acest lucru public într-un mod cât mai modest și decent și la rândul vostru să-i provocați pe cei care credeți voi și așa mai departe, pe toată lumea dacă se poate, pentru că na, din puțin se face mult și e bine să ne ajutăm unii pe alții atunci când putem și avem posibilitate, indiferent dacă e mai mult, că e mai puțin, important e să fie. Bun. Cu asta cred că am să închei clipul de azi, pentru că sincer nu o să se mai întâmple nimic interesant pe parcursul zilei de astăzi. Cu siguranță voi veni super obosită de la muncă. Cred că va trebui să mergem ceva să facem cumpărături pentru că se apropie weekendul și trebuie să facem din noi de mâncare și să avem un frigider ce ne trebuie. Da? Și vedem și mâine ce o să mai fie, ce subiect voi aborda și mâine, pentru că și mâine sunt destul de ocupată, tot așa trebuie să lucrez. Dar mă gândeam că ar fi o idee bună ca pentru clipul de mâine, pur și simplu să dau o tură prin oraș și să vă arăt cum arată un orășel mic din Danemarca în perioada sărbătorilor de iarnă, cu luminițe. Poate nu atât de opulente ca în România, dar așa, pur și simplu să vedeți cum arată aici la noi în orășel luminițele de Crăciun. Iar duminică să știți că urmează un clip un pic mai interesant, pentru că vine moșul la noi în oraș și o să mergem și noi să-l vedem. O să mergem, sper să reușim să facem și poze cu Moș Crăciun. Dar, da, nu vă spun mai multe, o să vedeți la timpul potrivit. Așa că eu închei aici clipul meu, vă mulțumesc pentru vizionare, vă mulțumesc că și astăzi ați fost încă o dată alături de mine. Vă aștept cu mare drag în comentarii să vorbim, să discutăm, să împărtășim impresii, idei și așa mai departe. Și să știți tot timpul, vă citesc comentariile, vă las acolo inimioară. Sunt alături de voi de fiecare dată, pe cât îmi permite timpul și vă mulțumesc din suflet că rupeți mereu din timpul vostru pentru a-mi urmări clipurile și pentru a sta de vorbă cu mine. Bun, vă mulțumesc încă o dată și până mâine aveți grijă de voi. Vă pup! Pa!